În 6 iulie, la nivelul sectorului Poliției de Frontieră Siret, din cadrul ITPF Sietum Armației, s-a declanșat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale. În baza unei informări primite de la grănicerii ucraineni, polițiștii de frontieră au depistat trei cetățeni din Yemen care se deplasau pe jos dinspre frontieră spre interiorul țării. În urma cercetărilor s-a constatat că aceștia au trecut ilegal frontiera din Ucraina în România. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii, infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, conform acordului de readmisie. În cursul zilei de 7 iulie, persoanele au fost predate autorităților de frontieră din Ucraina în vederea lor măsurilor legale care se impun.